fost la urmă chiar faină. Pentru că după ce m-am dus și m-am rugat și am mustrat Duhul acela de neputință, l-am mustrat în numele Domnului Iisus și i-am poruncit să plece din femeia aceea, că este templul lui Dumnezeu și nu are drept și puterea asupra ei. Femeia s-a ridicat, udă leoarcă, că toți au aruncat apă pe ea și nu era cald, era chiar bine frig. A venit în sală și zâmbind și-a pus întrebarea, ce am pățit? Nu știa ce a pățit. Minunea știți care este? Că sora aceea, doctoriță, a devenit un străjer, strajnic străjer, nelipsit. Dumnezeu face ca și doctorii să cunoască cuvântul acesta. Imaginați-vă când un chirurg bine specializat, când un internist specializat, un medic primar, un om extraordinar, dacă are și atuul și puterea Duhului Sfânt în el și lucrează și își pune mâinile peste bolnav, nici nu are importanță dacă de bisturiu s-a vindecat sau că și-a pus mâna, dar se va produce vindecarea. Poate ne ascultă chiar medici acum și poate îi provocați pe ei. Eu am avut de-a face cu mulți medici care au avut nevoie de vindecare și au nevoie de vindecare. Și vă mai dau un exemplu foarte plastic. Acum, în urmă cu două săptămâni înainte de a pleca în Africa, am primit un telefon din state și cineva bolnav de alergie la gluten. Numai cei care suferă de alergie pot să înțeleagă ce boală delicată, ce boală groaznică. Mănânci o bucățică de covrig, de pâine, de ceva și ai căzut. Și dacă nu intervine la timp, se poate termina totul. După două ore de discuție, după două ore de inventariere, ne-am rugat. În ziua aceea, pentru că la noi era 12 noapte, la ea era 12 ziua, în ziua aceea s-a dus toată familia la un restaurant italian. Când zic italian, ați înțeles că e vorba de paste, de macaroane, da? Au mâncat păsăturate și copiii spunea, dai să mori. Nu că am fost vindecată. Și mulțumesc lui Dumnezeu, de atunci lucrurile sunt total schimbate. Sunt mulți oameni care mă sună, frate, stroși pentru mine. Pentru ce? Ce crezi că eu sunt un Superman? Eu nu sunt un Superman. Uzez de autoritatea pe care o am prin cuvânt. Aici este, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Noi ne vom ruga în seara aceasta pentru bolnavi. Dar fă-ți inventarul, dragul meu. Pe unde au intrat duhurile astea de boală? Ilustrația cu șoaricei poate convinge pe mulți oameni. Mi-a spus cineva, n-am crezut ce spui, dar când ai spus cu șoarici, am crezut. Mai spuneți odată, că a spus-o și la televizor. Auziți aici. Dacă te duci acasă acum, frate Ilie, te duci acasă și Lidia nu doarme de când ai plecat. Pentru că niște șoarici au intrat la tine la etajul 4. Cum scade ei? Păi zice, pun pisică, capcană. Pun lipici, pun capcană, fals. I-ai omorât pe aia, vin alții pe unde venit aia. E adevărat? Deci ce trebuie să facem? Să căutăm găurile, sursa pe unde a intrat. Pe unde a intrat diabetul în viața ta? De cafea ai știut că e dăunătoare, da? Prea multă cafea. Dacă pui 5 linguri de zahăr în cafea, nu știai? Apare pe toate ecranele de televiziune. Feriți-vă de sare, zahăr și grăsimi. Cine scrie? Niște oameni poate care nici n-au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu în profunzime ca și tine. Dar tu nu ții cont de asta. Și Dumnezeu îți vorbește și îți vorbește și prin aia și prin aia. Cu zahăr ai făcut-o. Cu stresul ai făcut-o, cu oboseala ai făcut-o, cu câte și câte. Și acum zici, păi dar de unde am eu diabet? Tu știi bine, nu știu, tu nu știi. Noi amândoi am avut diabet. E adevărat? Și iată că Dumnezeu l-a luat. Deci cine ne aude acum zice, nu se poate, celulele moarte nu pot învia. E adevărat, din punct de vedere biologic, omenesc. Dar ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Poate? Noi am fost vindecați. Și atunci, ce nu poate vindeca Dumnezeu? Dumnezeu totul poate vindeca. Condiția este nu doar să rostim cuvântul, să înfundăm, să tăiem legătura cu sursa. Deci să înfundăm găurile în condițiile în care vom face un inventar. De unde a venit boala aceasta? De unde? O spun deschis, suntem la televiziune și poate pe unul o să-i deranjeze, dar știți, am auzit la radio, venind încoace, ziua luminii, cancerul de
e o manifestare pe plan mondial lansată tocmai de fostul președinte Reagan împotriva cancerului de sân. Mare parte din cancerul la sân are o cauză extraordinară. Întrebați orice medic ginecolog, orice endocrinolog, întrebați pe cine vreți să vedeți unde e sursa și unde e cauza cea mai delicată. Și oamenii nu vorbesc despre aceasta. Soțul cu soția este scris în Scriptură să nu se lipsească unul pe altul decât din pricina postului și rugăciune. Veniți la întâlnirea străjerilor, stați 3 zile în post și rugăciune împreună cu noi, stați și 3 zile la școala de vindecare în post și rugăciune și vedeți? Și vedeți ce rezultate o să fie. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață să nu ne lipsim. Și atunci dacă băiatul pleacă câte un an de zile în Spania, sora pleacă nu știu unde și atunci apar noduri la sân, și apar la organe, și apar nu știu pe unde, și noi tratăm efectul cu antibiotic, cu tranquilizante, în loc să tratăm cauza. Și trimitem bilete cauza de rugăciune la Alfa Omega. Cauza care? Iată, rezolvați cauza, prea iubiților. Stați unul lângă altul, că cel ce poate binecuvânta în Spania și cel ce poate binecuvânta în Australia, poate binecuvânta și la Caracal și poate binecuvânta și la Timișoara și la Băile Felix și în București. Poate? Dar oare de ce lucrurile nu se petrec așa? De ce? Din pricina neascultării și la baza tuturor păcatelor, despre tot ce vorbim noi aici, stă un singur păcat, neascultare. De cuvântul lui Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu. Neascultare încă de la prima pereche de oameni. În condițiile actuale, noi ne vom ruga pentru toate bolile acestea. Și dacă nu le vom spune pe nume la fiecare boală, vom veni cu compartimentele noastre, cu domeniile noastre, vom veni cu mădularele noastre, vom rosti împotriva bolilor terminale, vom rosti împotriva metastazilor, vom rosti împotriva neputinței, împotriva anumitor atitudini și manifestări între cupluri care nu-s după voia lui Dumnezeu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în Romani 1, i-a lăsat în voia minților blestemate pentru că au schimbat întrebuințarea firească a femeii. Fraților, femeia este făcută de mâna lui Dumnezeu pentru bărbat și bărbatul pentru femeie. Și în cuplu, într-adevăr, cei care se respectă în Hristos au parte de viață din belșug. Și unde e viață din belșug, ajunge iar la început. Nu-i boală, frate Tudor. Haideți să ne rugăm. Mai luați un minut de pauză, o să rog pe colegii din regie, dacă mai sunt bilete care cererea de rugăciune aș vrea să fie pe masă, pentru că să ne punem mâinile peste. Și înainte de rugăciune aș vrea să întreb pe fratele Ilie Popa, vedeți că sunt două stiluțe de ulei. În ce măsură uleiul acesta care bănuiesc că să-l picurăm aici peste aceste hârtii ajută la această rugăciune? Știu că au fost și alte emisiuni despre acest, dar punctează într-un minut sau două. Între timp o să mai citesc și eu din e-mail-urile care au venit în ultimele zile. Carmen are un nepot, Silviu, de 5 ani jumătate, nu poate să vorbească, pronunță greu. Alcool fumat din nou, picat de la credință. Simane și Mleu Silvanii are nevoi speciale. Din Oradea ne scrie cineva care se interesează, e un telespectator care vrea să meargă la școala de vindecare. O să vă dau e-mailul acesta pentru că sunt mulți interesați. Boală, nu ne spune ce boală, cineva de Nisa, o boală foarte grea, nu ne spune despre ceva, genunchiul stâng, fracturat, cârje, cineva din București. Disperată, soțul nu mă mai iubește, suntem certați de foarte mult. Exact ce a spus. Și simt un gol în cineva din Republica Moldova. Ridicare spirituală. Cineva se bucură că numai rugăciunile în localitatea lui și rugăciunile și cu noi aici la televizor s-a mai închis un bar în localitatea respectivă și mai are câteva baruri pe listă, sper să nu fim dat în judecată de patron, dar are pe cineva alcoolic și are câteva persoane în zona depresie. Multe întrebări are cineva și vrea să știe, copii, limbaj, loc de muncă. Da. Dacă sunt rugăciuni, pot să vină și acestea pe masă. Cineva din Filiaș, sănătate, pocăință, mântuire familie din Maramureș, cineva este în pușcărie, eliberare, ciroză, a spus de regenerare, cineva din Oradea, vindecare,
cancer, cineva din zona Alești, mântuire, sărăcie, bol, cineva în Cuța, din zona Baia Mare, răzvrătire, cineva din Buzi. Fratele meu, sărăcie. Tatăl meu și Dumnezeul meu este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și eu sunt prinț moștenitor și tu și toți acei care ne privesc. Adică ne place să spunem că vom moșteni împreună cu el. Suntem prinți moștenitori. Cum vă explicați, preiubiții mei, voi cei de aici și cei care ne privesc, cum vă explicați că un prunc de împărat trebuie să trăiască în sărăcie? Și dacă adâncești un pic problema aceasta, hopa, predici Evanghelia prosperității? Frații mei, nu este vorba de o Evanghelie care să profiți după urma că ești copil de Dumnezeu, să profiți de cineva. Ești legitim moștenitor împreună cu Hristos, a lui cerul, pământul și tot ce e pe el. Și au oamenii care îl blastămă pe Dumnezeu, au cele de trebuință și un copil de Dumnezeu trebuie să trăiască în sărăcie, să se folosească de cârje și de cărucior cu rotile. Oare nu trebuie să puțin să privim la Evanghelie prin Duhul Sfânt, nu prin doctrina mea sau prin învățătura pe care am primit-o sau prin, tălmăcirile care îmi plac. Nu avem nicio explicație că ar vrea Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu ne vrea cu abilitățile lui Hristos în noi. Cine are abilitățile lui Hristos? Acela, chiar dar trece prin valea umbrei morții, el va ieși biruitor. Chiar dacă, iată, eu am trecut prin cancer, fiica mea a trecut prin 3 cancere, iată, eu am făcut o emoragie cerebrală acum 6 ani, el a stat la patul meu și a văzut momentul în care medical am plecat. A fost lângă mine când Dumnezeu m-a trezit după 7 zile de comă. Dar asta a fost îngăduit de Dumnezeu pentru ca să-mi spună, de fapt, ceea ce îmi spunea mie în momentul acela, îi spunea lui după 40 de zile de post și rugăciune. Că vrea țara la post și rugăciune. Așa ne-am unit noi doi, ne cunoșteam de 10 de ani, dar nu ne-am gândit să ne unim în post și rugăciune și n-am știut ce va face Dumnezeu. Doar ne-am unit în post și rugăciune, am chemat 1800 de oameni și au venit 70. Și am fost așa de triști că numai 70. Dar Domnul ne-a spus cu 70 mi-am început lucrarea, continuați. Și acum o spun spre slava lui Dumnezeu, chiar pentru cei ce nu vor să creadă sau nu vor să audă, vor fi surprinși. Am făcut un inventar așa estimativ, au trecut prin conferință în cele 50 și 4 de conferințe, câte au fost până acum în cei 5 ani, aproape 5 ani, vor fi în decembrie, au trecut peste 50.000 de oameni. 50.000 de oameni care au gustat din dulceața aceasta a postului și rugăciunii și pot spune, da, cred și știu că Dumnezeu este dragoste. Adică dacă îi cer, nu-mi dă peste mână, pleacă de aici, că ești rău. Ce zice, iată, bine că ai venit. Ai întrebat despre ungere. Pregătiți-vă pentru rugăciune. Aveți un răspuns pentru întrebarea mea cu ungerea, în ce măsură ungerea, chiar pe aceste bilete reprezentative. Deci, citim în Faptele Apostolilor, da, în capitolul 5, cu versetul 16, 15 și 16, și când trecea Petru, măcar umbra să treacă peste voi, nu de nei doreau. Iar în Fapte, capitolul 19, cu versetul 11 și 12, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Noi credem și mărturisim că este un transfer al ungerii. Atunci când ne rugăm și punem mâna, fie peste o batistă, fie peste un șervețel, fie peste o basma, fie pe niște bilete în care sunt cauzele de rugăciune. Am experimentat aceasta nu odată și am experimentat de nenumărate ori. Încredințarea este să facem și ungerea cu un de lemn peste biletele acestea și proclamăm numele Domnului Iisus Hristos. Este o dezbatere teologică mai amplă, dar în seara așa facem, nu, practic, este, nu, da, este o seara pentru dezbatere teologică, și în seara aceasta este teologie practică. Ne rugăm și Dumnezeu ascultă cu da și amin la rugăciune. Aceasta este încredințarea noastră. Iisus Hristos este același ieri, azi
Și în veci.